Citesc din Luca, capitolul 15, de la versetul 11 la versetul 24, pagina din Biblie 1010. Iisus a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porci, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Amin. Cu respect, cu prețuire, vă invit să ocupați locurile și vreau pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe să spun din toată inima, lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, iubită biserică, iubiți prieteni, de când suntem copii până murim, căutăm fiecare dintre noi un lucru și anume fericirea. Încercăm cât se poate să ocolim durerea și să căutăm confortul, bunăstarea, fericirea, așa cum o înțelegem fiecare dintre noi. L-am întrebat pe Lucas, băiatul meu, într-o zi, ce îți place cel mai mult la școală? Și-a zis, pauza îmi place. Pentru el fericirea însemna să fie în pauză și acum într-o zi plângea în mașină când l-am luat de la școală, au zis că cei mari nu l-au băgat în echipă să joace și el cu ei la fotbal în pauză și asta și-ar fi dorit. Dacă întrebi pe un adolescent ce te face fericit, el spune un telefon nou. Dacă întrebi pe un tânăr sau o tânără cum vezi fericirea, dacă mă căsătoresc cu un băiat sau cu o fată frumoasă, aș fi fericit. Dacă întrebi pe un frate în vârstă, cum vezi fericirea? Știi ce va răspunde? Dacă nu mă doare spatele astăzi, o să fiu fericit. Vedeți, în funcție de vârstă, de maturizarea noastră, de experiențele pe care le adunăm de-a lungul vieții, vedem fericirea în moduri diferite. Iubiții mei, fericirea acestui băiat era să fie departe de tata și să facă ce vrea el. Eu vreau să vă spun astăzi că fericirea nu e să facem ce vrem noi, ci fericirea adevărată este să facem ce vrea Dumnezeu. Cultura în care noi trăim urăște autoritatea, urăște poruncile, urăște legislația. Copiii din vremea noastră nu mai vor să fie coordonați. Iubiții mei, să știți că băiatul acesta când a fost departe de tatăl, și când a făcut ce-a vrut el, a ajuns în cel mai de jos punct al vieții lui, în ruină, în necaz. De aceea, în seara aceasta vreau să vorbesc despre patru greșeli pe care fiul risipitor le-a făcut. Se spune că cei înțelepți învață din greșelile altora. Dar sunt unii care vor să învețe pe pielea lui, pe pielea lor. Vreau astăzi să învățăm de la acest băiat. Să nu mai facem aceleași greșeli, ci dacă le-ai făcut, să vezi și pașii pe care acest băiat i-a făcut ca să se întoarcă, să vină acasă, să-și restabilească relația cu Dumnezeu, cu Tatăl din pildă. Mai spun ceva și într-un mesaj.
Iubiții mei, întotdeauna valorile pe care noi le avem în viața asta determină deciziile pe care le luăm. La ora 8 și 10 eu voi pleca acasă în seara aceasta pentru că îmi iubesc familia mai mult decât prietenii, mai mult decât orice coleg de școală sau de facultate. Valoarea pe care eu o am în inimă determină decizia pe care o am, o iau, ca să-mi petrec noaptea și cel mai mult timp lângă cei dragi. De exemplu, dacă mergi la o piață din Timișoara, ca să exemplific acest lucru, și uiți mașina deschisă și mergi în timp ce cumperi cartofi, morcovi și alte lucruri, îți aduci aminte că ai de niște bani acolo în torpedou la mașină și mașina ți-e deschisă. Vei lăsa cartofii pe masă, vei lăsa morcovii și vei fugi la mașină. De ce? Valorile pe care le ai determină deciziile pe care le iei. O fată, de exemplu, care consideră că puritatea morală, trupească, fizică, emoțională, până la urmă, este cea mai mare cadou pe care poți să-l facă soțului ei în ziua nunții, dacă va fi întrebată de un băiat ce faci mâine seară la 12 noaptea, putem ieși până în centru? Ea va spune nu, pentru că eu am o valoare și țin la ea și valoarea pe care eu o am determină decizia pe care eu o iau. Și acum mare atenție, fiecare decizie pe care noi o luăm are consecințe. Iubiții mei, iubită biserică, iubiți frate și surori, iubiți prieteni, putem schimba deciziile noastre, dar nu putem schimba consecințele deciziilor noastre. De exemplu, dacă eu decid din seara asta să fumez, asta e decizia mea, eu nu pot să controlez consecința și să spun la 1,9% din plămâni afectați mă voi opri. Nu pot să controlez consecința. Dacă îți iei un bărbat fără Dumnezeu și te căsătorești cu un băiat care îl blastămă pe Dumnezeu, tu nu poți să controlezi câte lacrimi vei vărsa în căsătoria respectivă. Dacă trântești ușa la o mamă sau la un tată pe care Dumnezeu i-a pus ca și autoritate peste tine, e decizia pe care tu o iei, dar să nu uiți că această decizie are consecințe. În seara asta o să vă surprind spunându-vă ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă să vă spun, nu vreau să schimb deciziile voastre. Vreau să schimbe Duhul Sfânt valorile noastre. Că dacă schimb valorile unui om, îi schimb și deciziile. Dacă el, de exemplu, cineva a venit în seara asta cu un Logan, da? Nu trebuie să stăruiești foarte mult de el dacă lângă Logan este un Mercedes și îi spui, uite, îți dau Mercedesul ăsta din seara aceasta. Dacă el vede o valoare și poate să-și o însușească, decizia lui este una în consecința acelei valori. Iubiții mei, sunt decizii mici și alegeri mici pe care le facem în viața asta. De exemplu, ce mâncăm la dimineață. Această decizie nu are consecințe pe ani de zile. Însă, ce studiez, de exemplu, următorii 4 ani în Timișoara, are consecințe mai mari. Cu cine te căsătorești? Și decizia care are cele mai mari consecințe este cui te închini, pe cine slujești. Biblia spune, nu puteți sluji la 2 stăpâni. Iubiții mei, întrebarea nu se pune dacă ne închinăm, că oricum noi ne închinăm. Unii se închină idolilor lor și în spatele acestor idoli este diavolul, alții se închină lui Dumnezeu. Întrebarea nu se pune dacă mă închin, ci cui mă închin. Eu vreau din seara asta să mă închin doar lui Dumnezeu. Și această decizie pe care o iau va avea pentru mine rezultate și pentru dumneavoastră veșnice. Prima decizie greșită pe care fiul risipitor a luat-o a fost: a iubit mai mult averea tatălui decât pe tatăl. A iubit mai mult averea tatălui decât pe tatăl. Versetul 12, Luca 15 cu 12, cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Era un obicei atunci la evrei și probabil că este și astăzi. Nu ceri să se pună casa pe numele tău câtă vreme încă părintele e în putere, nu? Aștepți. Dar băiatul ăsta nu mai putut să aștepte. Pentru că el nu l-a iubit pe tata, ci l-a iubit buzunarul lui tată. Iubiții mei, veneam dintr-o misiune, întotdeauna când, după ce slujesc într-o biserică și urc în mașină, prima persoană pe care o sun este soția mea să văd cum e acasă. Că de mine e ușor. Când plec, de ea e mai greu, ea duce greul. Și într-o zi am sunat-o și mi-a spus, într-o seară, unul din copii nu va dormi în seara asta până nu vii. Așa mi-a spus.
Am închis telefonul bucuros. Am zis, uite ce copil iubitor, plin de dragoste, nu? Să te aștepte copilul acasă. Undeva pe la ora 1 am ajuns, am uitat că sunt radare în România. Și când am intrat în casă, copilul meu a sărit în brațe. Eu eram foarte fericit. Și când o sărit în brațe, am văzut că ce caută în buzunar. M-am necăjit, vă spun sincer, m-am necăjit pentru că mi-am dat seama de fapt că el nu l-a așteptat pe tată. El a așteptat ceea ce poate să aducă tata. Și când am vrut să-i spun câteva, undeva în conștiință, am auzit o voce. Nu-i spune nimic, că și tu faci la fel cu mine. Știți ce ne-a fost, nu? Nu facem și noi la fel cu Dumnezeu? Iubiții mei, spunea salmistul, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și fața ta, Doamne, o caut. Știți, foarte mulți români îl iubesc pe Dumnezeu din cauza că Dumnezeu le dă. Însă sunt așa de puțini oamenii care rămân lângă Dumnezeu și când Dumnezeu le ia. Nu o să plecați din viața asta nici eu, nici dumneavoastră. Nu o să plecăm până nu vom fi testați nu doar prin dat, ci și prin luat. Habacuc 3:17. Uitați un om care l-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât buzunarul lui Dumnezeu. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, iubiții mei, iertați-mă, e ușor să citim asta când frigiderul nostru este plin acasă. Dar vă rog, imaginați-vă pentru un moment ce a însemnat pentru Habacuc. Să nu mai fie nimic în cămară, să nu mai fie nimic pe câmp, să nu mai fie oi în staule și boi în grajduri. Hrana de două pe zilele. O criză fenomenală. Mai departe. Eu o să mă las de biserică. Nu. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul. Vedeți de ce e important să ai mântuirea, să ai siguranța salvării, să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi. Eu m-aș bucura soția mea să rămână lângă mine și când nu mai am ce să-i ofer sau să-i cumpăr cadouri, nu? Nu v-ați bucura, iubiți bărbați? Păi dacă au rămas numai cât timp i-am făcut cadouri, înseamnă că au profitat de mine. Eu m-aș bucura copiii să mă iubească și când nu mai am bani să le iau Lego sau puzzle. Iubiții mei, în seara aceasta vreau să mărturisesc că avem un Dumnezeu care ne-a dat. Și Biblia spune în Romani 11:29 căci lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile. Întotdeauna când Dumnezeu îți face un dar, îți face și o chemare. V-ați gândit la lucrul ăsta? Am văzut părinți care au făcut daruri ca să mai scape de copiii lor. Să mai lase în pace poruncii, să poate să-și facă business-ul, afacerea, treaba, munca și au zis, măi, cumpăr telefonul ăsta și pune 6 ore pe el de senie și nu mai am treabă cu el. Dumnezeu întotdeauna când îți face cadouri, te cheamă. Roman 2:4. Spune Biblia aici, nu vezi tu că bunătatea, iubiții mei, a fost Dumnezeu bun cu noi până astăzi. Hai să vă spun câteva bunătăți ale lui Dumnezeu. Rinichii noștri filtrează 180 de litri de sânge pe zi. Faptul că avem rinichi sănătoși e o binecuvântare. Ochii noștri deosebesc 10 milioane de culori. 10 milioane. Știți ce mare har e să poți vedea? Avem sora la noi la biserică, cântă în cor. Nu vede deloc. E mare har să poți vedea. Primim din partea lui Dumnezeu 22.000 de respirații cadou la 24 de ore. Dacă poate ziceți, mă, nu mi-a făcut nimeni cadou de multă vreme. Vreau să vă spun că astăzi s-a făcut Dumnezeu câteva mii de cadouri. A respira e un cadou. Ficatul nostru face 500 de funcții în fiecare zi. Gândiți-vă la o fabrică cu 500 de angajați. Ce mișcare e acolo. Inima noastră bate de 115.000 de ore în 24 de ore. Nu-i bunătatea lui Dumnezeu? Și acum în Roman 2:4 vine Pavel și spune așa. Dumnezeu te putea băga cu forța în cer, dar dragostea cu forța, știți cum se numește? Nu pot să spun eu la amvon cum se numește. Inclusiv legea pedepsește dragostea cu forță. Dumnezeu, iubiții mei, spune, vreau prin bunătatea mea să te câștig. Doamne, dar cum vrei să mă câștigi? Păi uite, eu îți dau respirație, eu îți dau sănătate, tu să nu mai înjuri.
tu să nu mai minți, tu să te oprești din păcat, că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă pe toți la pocăință. Poate că cel mai urât cuvânt din dicționarul limbii române e pocăință. Dați-mi voie să apreciez toți prietenii care ați venit în seara asta să vă închinați cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Din păcate, unii dintre voi când veți pleca acasă veți întâlni câțiva binevoitori dintre neamuri, vecini și o să zică, ai fost la pocăită, așa-i? Ce ți-or da pocăiți? Vă rog frumos să le spuneți, nu doar am fost la pocăiți, mă și pocăiesc. Că pocăința nu e o sectă, pocăința este o stare. O stare. Doamne, dă-ne pocăința la fiecare. Iubiții mei, îmi scria cineva într-o zi, eram cu frații Strugariu în turneu cu Miros de Cer și în timp ce slujeam, am primit un mesaj pe YouTube. Vă urmăresc de pe un pat unde fac dializă. Ce greu! Ce greu! Ce frumos e de tine să ne urmărești de aici, din sală, și să auzi cum Dumnezeu îți vorbește. Pavel a spus că timp Dumnezeu vă vorbește prin cadouri, prin daruri, prin faptul că vă lasă să băgați mâna în buzunar, căutați-i fața, nu doar buzunarul. Doamne, ajută-ne la asta. Doi, o a doua greșeală pe care fiul risipitor a făcut-o, iubiții mei, a fost faptul că a iubit mai mult prietenii decât familia. Ce-a vrut el cu averea tatălui? Cu siguranță nu a vrut să o cheltuiască cu tata, că dacă vrea să o cheltuiască cu tata, rămânea acasă. El a vrut să-și cheltuiască averea cu prietenii. Cu prietenii. Și o să vă rog în seara asta, nu vă numărați prietenii pe Facebook. Numărați-vă prietenii că sunteți în necaz. Nu vă numărați prietenii când aveți bani să faceți cadouri. Numărați-vă prietenii când aveți nevoie de 100 de lei împrumutați. Noi ne numărăm prietenii când totul ne merge bine. Ar trebui să ne numărăm prietenii când totul ne merge rău. Și eu știu pe cineva care se numește Iisus Hristos, care rămâne lângă noi și când totul ne merge rău. Spunea o cântare, singur eu nu te-am lăsat. Când tu plângeai, eu plângeam. Poate că astăzi ai făcut aceeași greșeală ca și băiatul ăsta. Iubiții mei, prietenii vin și pleacă, familia rămâne. Spuneam într-o biserică zilele trecute, uitându-mă la adolescenți și la tineri, până la 18 ani, 19 ani, ai impresia că cei mai mari dușmani sunt părinții. Că nu te lasă să te joci pe video games cât vrei tu să te joci, că nu te lasă să umbli cu nu știu care fată sau băiat, că nu te lasă să mergi unde vrei și zici, mă, ăștia mă urăsc. Hai să vă spun ceva. Singurii care ne dau ceva gratis în viața asta este Dumnezeu și părinții. Și Biblia nu spune copii, înțelegeți-i pe părinții voștri. Așa scrie Biblia. Biblia spune copii, ascultați. Nu te mai chinui să înțelegi pe părinți până nu o să schimbi pampers și nu o să ai nan 3 acasă, nu o să înțelegi. Și dacă nu știi ce înseamnă nan 3, nu o să explic, o să înțelegi peste câțiva ani. Iubiții mei, iubiți părinți, nu vă chinuiți copiii să vă înțeleagă. Cereți-le să vă asculte și vreau să vă spun ceva care am înțeles zilele astea. Dacă eu rămân sub autoritatea lui Dumnezeu și am șanse mari și copiii mei să rămână sub autoritatea mea. Amin. Băiatul acesta însă o iubi mai mult prietenii decât familia. O plecat într-o zi de acasă și a zis, vreau să stau cu prietenii mei. Vreau să vă dau o veste bună în seara aceasta, Marcu 3:35. Dacă te întorci acasă, poate îți pierzi prietenii. Dar vreau să spun că își găsește o familie și familia unde suntem astăzi se numește Smirna. Căci oricine face, nu oricine dă like la predici, oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi este frate, soră și mamă. Dacă eu m-aș duce la domnul Iohannis și spun, domnul Iohannis, vă rog să considerați pe Cristi Boriu, fratele dumneavoastră, să uită la mine și crede că am scăpat dintr-un spital cu de psihiatrie. Cum eu să mă cobor la nivelul tău? Iubiții mei, Iisus nu s-a coborât la nivelul nostru, s-a coborât mai jos de nivelul nostru. A murit în locul nostru și ne-a câștigat la calvar. N-ar trebui când ieșim de la biserică să fim foarte fericiți. Unii, nu-i cazul la voi, când pleacă de la biserică, zici că pleacă de la mormântare.
Iubiții mei, în fiecare zi când venim aici, noi ne întâlnim cu fratele nostru, cu Iisus Hristos. Vreau să vă mai spun ceva foarte important. Oriunde aș pleca în lumea asta, s-ar putea pe unii prieteni să nu-i mai întâlnesc sau să nu mă mai amintesc de ei. N-am cum să nu-mi amintesc de familia în care am crescut. Și dacă nu mă întâlnesc 20 de ani cu fratele meu, când mă văd cu el sau mă aud cu el, îmi aduc aminte. Acum ați înțeles de ce l-a judecat Dumnezeu? Iisus spune la unii, plecați că nu vă cunosc. N-ai fost parte din familia mea. Ce har avem în seara aceasta să venim în familia lui Domnului. Ce har ai să se roage cineva pentru tine când treci în necaz. Să pui un mesaj pe grup. Cineva să se roage, o familie întreagă, 300-400 de oameni să se plece pe genunchi pentru tine. Asta înseamnă să fii parte a unei familii. Familia simte. Familia mănâncă împreună. Familia petrece timp împreună. Am fost sunat într-o zi de un băiat din afara țării. Mi-a zis, frate Cristi, nu pot să spun cine sunt și nu pot să spun de unde te sun. M-am supărat un pic, recunosc. Ei, și așa ne deranjează o grămadă și frumos să te prezinți când suni, nu? Dar au zis, înainte să închizi sau înainte să te superi pe mine, lasă-mă să spun povestea mea. Aveam, zice el, 13-14 ani când plecam cu tatăl meu prin țară. Îi căram servietă. Îi căram Biblia. Era frumos. Numai că mi se părea că totuși Biblia asta are prea multe reguli. N-ai libertate să faci ce vrei? Și într-o zi m-am uitat la băieții ăia cu tatuați, cu mușchi, care făceau raliuri și drifturi cu BMW-ul. Și mi s-a părut mai interesant, frate Cristi, decât Biblia lui tata, care era uzată și învechită. Mi-am făcut bagajul într-o zi și am plecat de acasă. Mi-am lăsat părinții amândoi zdrobiți pe scări și în special pe tata care predica Evanghelia. Astăzi lucrez pentru niște interlopi din afara României. Mi s-a spus clar că în ziua când plec de aici, viața mea se termină, pentru aia nu pot să spun unde sunt. Însă din când în când, când apuc telefonul, când apuc un timp liber, când nu-i cineva care să mă urmărească, intru și mă uit la programele bisericilor voastre. Ascult câte o predică, câte o cântare și inima mea tânjește să fie din nou în familie. Am crezut că adevărata libertate îi să-l slujești pe diavolul. Dar nu e așa. O zis, nu fac ce vreau aici. O zis, să spui, te rog, două lucruri oriunde mergi, în orice biserică, dacă ți-amintești. Unu, nimic din ce îți dă diavolul nu-i gratis. Nimic. Dumnezeu e cel care ne dă gratis, dar diavolul ne dă gratis nimic, să știți. Și doi, să mai spui ceva, să le spui la cei care se uită peste gardul bisericii, care sunt înăuntru și vor afară, să nu iasă afară din staul, să rămână în biserică. S-a mărturisit, mi-a spus viața lui și apoi înainte să închidă o zis, frate Cristi, tatăl meu a murit, i-am distrus viața și inima. I-am distrus sănătatea prin gestul pe care l-am făcut. Mama mea încă se roagă pentru mine. Și îmi spunea el, aș vrea orice, aș da orice să pot să fac un botez, să mă îmbrac într-o haină albă, să las trecutul în spate și să încep o viață nouă. Însă nu știu dacă e posibil, dar aș vrea Dumnezeu să țină cont de telefonul ăsta pentru ziua judecății. L-am dat cu sinceritate și mărturisesc, am greșit când am pus pe primul loc în viața mea prietenii, păcatul, anturajul greșit, plăcerile lumii, în loc să pun pe primul loc pe Dumnezeu, familia, binecuvântările lui Dumnezeu. Iubiții mei, mă rog Domnul să binecuvinteze familia prezentă aici. Nu-i loc mai frumos ca acasă, de aceea, de fapt, corul bărbătesc mi-a schimbat predica în seara asta. Ori cântat o cântare extraordinară. Fiu pierdut, vin acasă. Vino acasă. Pentru că acasă e frumos. Acasă e pace. Acasă e părtășie. Acasă e bucurie. Prietenii, uitați-vă, vă rog frumos, aici. Știți cât timp ori fost prietenii lângă el? Cât timp au plătit el? Păi dacă spui că tu plătești în fiecare zi, ai mulți prieteni. Spune Biblia că mulți sunt prieteni cu cel ce dă daruri. Daruri.
Iubiții mei, într-o zi au zis fiul risipitor, s-a uitat în pungă și a zis, s-a terminat, că de unde ieși și nu mai pui să termină. Dați-mi voi să îmi imaginez că și-o căutat de lucru. O fi luat un ziar din vremea aceea. Nu era o ziar, dar fac o comparație. S-a uitat informatician și-a sunat. O zis, n-avem de... avocat, jurist, medic, nimic. Era un anunț jos la pagină, angajăm porcar. O zis, nu sun aici nici dacă mor. Numai așa spui când e sătul, când ți-e foame, nu mai spui așa. Au pus mâna pe telefon și au sunat. Și au zis, faceți angajări, face. Au ajuns omul acesta, băiatul acesta, să ducă cu găleata mâncare la porci. Știți ce reprezintă asta? Dezumanizarea ființei umane. Iubiții mei, n-am întâlnit pe niciun om care să zică de când îl slujesc pe diavolul sunt fericit. Și n-am întâlnit niciun om care să zică de când m-am pocăit, mi-am ratat viața. Nu. Sau hai să pun altcumva. Am întâlnit oameni care pe patul de moarte au zis, îmi pare rău că nu l-am slujit pe Dumnezeu, dar n-am întâlnit niciun creștin la care să-i pară rău că l-a slujit pe Domnul. Diavolul te dezbracă. Diavolul îți ia toate resursele și valorile. Și ajungi cum a ajuns băiatul acesta. 3. O altă greșeală pe care a făcut-o băiatul acesta, știți care a fost? A iubit mai mult depărtarea decât apropierea. Că știți ce a zis tati? Ce a zis taică-s-o? Măi, uite, îți dau banii, dar hai să spun ceva. Nu pleca. Nu pleca. Stăm aici împreună. Și el a zis, tati, dacă nu plec... Tu ești cu Biblia, eu cu țigările, nu mere. Tu cu cântarea, eu cu pornografia, eu cu băutura, eu cu minciuna, nu mere. Nu mă simt liber, tati, dau aici chef, voi vă rugați dincolo cu mama, eu aici dau chef, party, nu merge. Și atunci o zis, tati, ca să nu mă deranjez, să nu mai aud de prorocii, să nu mai aud de biserică, să nu mai aud de evangelizări, am plecat. Și Biblia spune că nu după multe zile fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtat. Depărtat. Iubiții mei, știți ce e interesant? Când trăiești în păcat, te încurcă sfinții. Când trăiești în păcat, te încurcă ăla care s-a pocăit și s-a lăsat de păcate. Și atunci, cei mai mulți oameni, în loc să se pocăiască, încearcă să stea la distanță de oamenii care umblă cu Dumnezeu. Am întâlnit cu o mamă într-o zi, cred că 7 copii, și îmi spunea cu tristețe, băiatul meu mai mare nu mai vine la biserică și din păcate și următorii să iau după el. Frate Cristi, avem un apartament micuț, nu avem o casă mare. Eu când mă rog, zice, n-am unde să mă ascund, că n-avem camere pentru fiecare copil. Suntem 9 persoane într-un apartament micuț. Și-o zis, să vezi ce am pățit într-o zi, cea mai neagră zi din viața mea. Zice, m-am rugat acolo, în holul ăla mic în care îl avem. Băiatul era în cameră, nu știu ce făcea, în timp ce mă rugam, a venit și a urlat la mine. A început să mă blesteme, să mă înjure, să vorbească urât cu mine. Frate Cristi, chiar în halul ăsta am ajuns ca băiatul meu să mă oprească de la rugăciune? De ce a făcut asta? Și i-am spus, știți de ce a făcut? Că era prea aproape de el, l-ați încurcat. Pe omul răzvrătit, pe băiatul care vrea să facă ce vrea, îl încurcă o mamă care vorbește cu Dumnezeu. Și plângea femeia asta. Și-o zis, de Cristi, nu pentru mine m-am rugat, pentru el m-am rugat. Pentru el. Vedeți, cu astfel de băieți, cu astfel de oameni, Dumnezeu n-are alte soluții decât după ce o mers ani de zile cu bunătate să vină cu necaz, cu nuiauă. Ascultați-mă, cei mai mulți se pocăiesc ca fiul risipitor, cei mai puțini se pocăiesc ca famenul etiopian. Famenul s-a uitat, am sănătate, am bani, am de toate, dar ceva lipsește, pocăința. Ăștia sunt cei mai puțini care se pocăiesc așa. Cei mai mulți, știți cum se pocăiesc? Când vine boala, când vine necazul, când vine greu. Te întreb în această seară unde ești, aproape sau departe? Am venit de la Deva cu multă dragoste să vă spun Iacov 4:8. Apropiați-vă
de Dumnezeu și el, o să stea indiferent? Nu. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Iubiții mei, nu-i frumoasă viața de la distanță. Săptămâna trecută am fost chemat să mă rog la căpătâiul unui om bolnav. N-am știut istoria lui. După ce am plecat de acolo, m-am interesat un pic mai pe detaliu și am cerut voie familiei să o pot să spun în predică. M-am rugat pentru un om de 59 de ani care era acoperit cu un cearceaf și sub cearceaf nu mai erau picioare. Și am întrebat, cum au ajuns așa? Și au zis, Cristi, de la 9 ani a fost un băiat problemă în familia noastră, o familie cu mulți copii. Cu cât creștea, cu atât se îndepărta mai mult, vrea mai multă independență. În anii 86 a ajuns să facă închisoare și a întemeiat o familie în Austria mai târziu, însă banii, succesul, confortul, fără Dumnezeu, îl duc pe om în patim și în vicii. Și au zis, și-au pierdut tot, sănătate, familie, bani. Acum are 59 de ani, a făcut diabet de 2 ani, numai cu un an o tăia primul picior și acum el o tăia pe al doilea. Înainte să mă rog pentru el, s-a uitat la mine și a zis, știi că acum câțiva ani e predicat la maică mea la mormântare? Și zic, știu. O zis, din cauza mea, mama a coborât în groapă cu o rană de care nu s-o vindeca niciodată. N-am vrut să mă pocăiesc, frate Cristi. Am vrut să stau departe. Dar au zis, m-a dus Dumnezeu acum aproape, exact de biserica de care am fugit, acum sunt la câteva sute de metri. Numai că dacă n-am vrut cu binele, m-a dus cu diabetul. M-a dus cu necazul. M-am uitat în jur înainte să mă rog și am zis, da, soția, copiii, a zis, de mult nu-i mai are. De ce? Că în Ioan 10 cu 10 Biblia spune că diavolul, hoțul, nu vine decât să fure. Îți fură inocența, îți fură inima curată, îți fură cugetul curat, apoi înjunghie și apoi face praf. Face praf. Și am zis, bun, și acum ce faci? O zis, frate Cristi, de câteva săptămâni am făcut botezul. Nu mai întreb nimic. Vreau aproape. Aproape de ce? Aproape de Dumnezeu. Am ajuns să dorm prin gări, spunea el. Am ajuns eu, omul cu bani din Austria, să nu mai am nimic. Iubiții mei, există și pocăință în felul ăsta. Dar nu mai frumoasă pocăința în care să nu te aducă Dumnezeu acasă, ca și pe băiatul ăsta, de la porci, din groapă. Că nu miros, le-am spus la tineri luni seara la noi la biserică, când a mirosit haina fiul risipitor, nu mirosea Chanel. Mirosea a mizerie, a gunoi. Că asta face păcatul. N-ați vrea să mirosim a sfințenie din seara asta. Iubiții mei, poate o să vă întrebați, dar ce înseamnă să fiu aproape? Frate Cristi, eu sunt ortodox, altul e catolic, altul e penticostal. Îmi spui, te rog, biblic, ce înseamnă să fiu aproape de tata care simbolizează pe Dumnezeu? Păi, în primul rând, a fi aproape de Dumnezeu înseamnă a fi aproape de Scriptură. Nu? De Scriptură. M-am întâlnit cu cineva într-o parcare în Deș, eu nu l-am cunoscut, a venit la mine și a zis, bărbatule, băiatule, cam curajos ești pe TikTok, zice. Cam curajos pe YouTube acolo. Păi zic, Biblia îmi dă curaj. Zice, nu sunt de acord cu multe din ceea ce spui. Zic, înainte să vorbim dacă sunteți de acord sau nu, vreau să vă întreb, de câte ori a citit Biblia? Niciodată. Zic, mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu putem să vorbim de matematică dacă nu știm matematică. Iubiții mei, iertați-mă, avem o țară de 19 milioane de români, dar multe milioane nu pun mâna pe Scriptură. Nu pun. Ce înseamnă să pui mâna pe Scriptură? Înseamnă să asculți în fiecare zi ce are Dumnezeu să-ți vorbească. Iubiții mei, pilda asta nu se încheie cu băiatul la porci, pilda asta se încheie cu băiatul acasă, adică vorbind cu tata față în față. Când eu mă rog, eu vorbesc cu Dumnezeu. Când deschid Biblia, Dumnezeu vorbește cu mine. De aceea provocarea mea seara aceasta este să începem de astăzi să citim Biblia în fiecare zi. Amin? Apoi, aproape de
tata, aproape de Dumnezeu, înseamnă aproape de biserică. Avem la noi pe stradă, acolo la Deva, un om, o zic și eu creștin, dar zice, eu n-am nevoie de biserică, zice. Iubiții mei, creștin fără biserică nu există. Tu ai nevoie de biserică. Tu ai nevoie să fii lângă oameni. Dacă Messi ar spune, eu sunt un fotbalist, dar eu n-am nevoie de nimeni, eu fac antrenament singur și joc singur. Păi nu. Fotbaliștii sunt la un club. Ăia care joacă șah, sunt la șah de club. Olimpici la matematică, cu cine sunt? Cu matematicienii. Noi care mergem spre cer, suntem împreună cu cei care merg spre cer. Și pentru aia vin joi la biserică, vin marți sau când mai aveți, vin duminică. De ce? Că aici împreună suntem la părtășie și unde-s doi sau trei adunați în numele Domnului, se prezintă și Domnul. Și plec de aici încurajat. Plec de aici întărit. Dacă zici că ești aproape de Dumnezeu, vino la biserică. O, câți ne caută numai când au probleme. Câți ne caută numai după ce trec prin faliment, prin accidente, prin fie și nu știu ce necazuri. Caută-L pe Dumnezeu în fiecare zi. Apoi a fi aproape de tata mai înseamnă ceva. A fi aproape de cei care au nevoie de ajutorul tatălui. Orfani, văduve, bolnavi, oameni săraci, nu leneși, săraci. Iubiții mei, noi după ce ne botezăm, Dumnezeu nu ne ia acasă direct, ne mai lasă câțiva ani, din două motive. Unu, să ne sfințim viața și doi, să-i slujim. Există un lucru pe care Dumnezeu nu-l are, gură de carne. De aceea El nu trimite pe Mihail și pe Gabriel să predice, ne trimite pe noi. Eu predic cu microfonul. Avem surori în Deva care predică cu sarmale. Ați auzit de predică cu sarmale? Au făcut acum 2700, dacă nu greșesc, și merg cu ele pe la orfani, văduve, familii cu mulți copii. Și când lasă plasa, spune în numele Domnului. Să spuneți mie că nu mișcă gestul ăsta? Cum să nu te miști? Când ai acasă 10 copii și vine cineva cu o oală de sarmale și spune, nu vă costă nimic, e numele Domnului. Păi când se închide ușa aia la stradă, se pune pe genunchi familia aia și spune, mulțumim, Doamne. Mulțumim. Iubiții mei, la un om care e flământ, deja mai pui predică de pe YouTube, că nu-l ajută. Dar în timp ce îi dai sandwich-ul, dacă îi spui că Domnul e bun și ce spune, tocmai am văzut, tocmai am gustat că Domnul e bun. Asta înseamnă să fiu aproape de Dumnezeu, aproape de Tată. Ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unora din cei mai însemnați frații ai mei, mie, mi le-ați făcut. Eram într-un aeroport din Europa, așteptam să-mi vină bagajele, în urmă cu câteva sâmbete, și mă sună fata de Răducanu Cornel, pastorul bisericii noastre. Cristi, zice, Cristi! Nu știam ce e așa bucuros. Zice, să vezi ce frumos o folea noi la biserică sâmbătă. Dar zic, bun, dar sâmbătă nu facem program. Zice, da, ți-am spus că este, facem cu deținuții. Păi și ce, e fain cu deținuții? Zic, cum cu deținuții faci program? Păi și da, zice, avem proiectul ăla o zi cu tata. O zi pe lună, la deținuții care vin la lecțiile biblice și care îți mai cuminței, le dă voie să se întâlnească cu soția și cu prungii. Și o oră de biserică și apoi o oră jumate sarmale în spate. O zi să vezi ce bucurie. O zi să vezi când jandarmii i-au luat pe bărbații ăia cum plângeau copiii. O zis Cristi, mi-a zis fratele Cornel, sunt așa bucuros că am putut să facem ceva pentru oamenii ăștia care vor ieși afară peste câteva luni, peste câțiva ani și li se va cere ca cazierul. Și nu-i va angaja nimeni. Și Biblia spune, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Iubiții mei, nu are cum să le facă păstorul pe toate. Nici eu n-am cum să le fac pe toate. De aceea au zis Dumnezeu, fiecare dintre noi slujim. Am ajuns acasă cu tata și văd că e frumos. Mă duc la alții care sunt la porci. Mă duc la alții care sunt în faliment. Mă duc la alții care sunt robiți de vicii și le spun, haideți și voi acasă. Doamne ajută-ne la asta. Și dacă trebuie să folosesc bani pentru asta, o fac. Dacă trebuie să folosesc găini, o fac. Cu ajutorul Domnului, frații de la Miros de Cer, au împărțit 12.000 de pui în luna aprilie și mai anul ăsta. 12.000. Și o femeie la gard, în vas lui, plângea și se uita la noi. Și o zis, cine v-a trimis? Și noi am zis, Dumnezeu. Dumnezeu. De 20 de ani, spunea femeia asta, nu m-a căutat nimeni?
Și mi-a fost dor să mai bată cineva la ușă. Iubiții mei, sunt mulți oameni singuri lângă noi, sunt oameni care au nevoie de Dumnezeu. N-ai vrea tu să le alini singurătatea? Poți să faci lucrul ăsta? Nu ne-a chemat Dumnezeu pe toți la amvon, că nu este loc, lumea până una aici. Dar este loc în spital, este loc la orfelinat. 40.000 de copii avem ai nimănui în România. 40.000 care stau împătuți și fac așa. Că n-are o mamă care să facă așa. Și Dumnezeu te îndeamnă, nu vrei să faci ceva pentru ei? Îs aproape de Domnul, frate. Dacă ești aproape, se vede, nu trebuie să spui. Se vede. Și în ultimul rând, iubiții mei, o a patra greșeală pe care băiatul ăsta a făcut-o, a iubit mai mult moartea decât viața. Și acum o să vă spun cele mai importante minute din predică. Cele mai importante, poate din toată Biblia. Luca 15:24. Vă rog frumos să vă uitați cu atenție. Nu eu am spus că băiatul era mort. Tatăl a spus. Dumnezeu a spus. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Doamne, am o întrebare. Dacă era mort, cum o cheltui banii? A, înseamnă că nu se referă la moartea fizică. Iubiții mei, vă rog să fiți atenți. Încă 10 minute. Explic cele mai importante lucruri din toată Biblia în momentele următoare cu ajutorul Domnului. Noi suntem creați din trei lucruri, din trei părți. Suflet, duh și trup. Suflet, sentimente, rațiune și voință. Duh, partea din om care poate comunica cu Dumnezeu. Și trupul, ceea ce vezi în oglindă. Carnea care va putrezi într-o zi. Și Dumnezeu îi spune lui Adam și Eva în grădina Eden, nu mâncați din pomul acela, că în ziua când veți mânca din el, veți muri. Negreșit. Care parte din ei a murit? Duhul. Nu muri cu sufletul. Eva nu a zis, nu, dacă a murit Abel, nu mă interesează că nu mai am sentimente. Nu. Eva o continua să aibă sentimente, rațiune, voință. Nu muri cu trupul, eu continua să trăiască. Însă în ziua când au păcătuit, s-a întâmplat ceva. Comunicarea cu Dumnezeu s-a întrerupt. Unde ești, Adame? Vreau să mai comunicăm. Eu nu mai vreau. De ce? Păcatul face pe om să se ascundă. Iubiții mei, citesc din Ioan capitolul 3, dacă poți te rog să afișez, poate cele mai importante versete din Noul Testament, cu 3. Adevărat, adevărat îți spun, Iisus către Nicodim, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Versetul 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, atenție că aici e Duh cu D mare, eu am vorbit mai înainte de Duh cu D mic, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Surorile care au născut, la fel ca soția mea, în momentul când au născut în sala de naștere, au avut nevoie nu de domnul primar, nu de cineva de la senat sau de la guvern, au avut nevoie de cel puțin două persoane, o moașă și un doctor. Iubiții mei, când cineva se naște din nou, are nevoie de două lucruri. Apa înseamnă cuvântul Domnului, eu sunt apa vieții, a spus Domnul Iisus, și Duhul cu D mare este Duhul Sfânt. În orice biserică din țara asta unde se predică Evanghelia și Duhul Sfânt este prezent, se mai produc nașterea din nou. Bun, dacă o să spuneți ce înseamnă nașterea din nou. Te rog să-mi pui Efeseni capitolul 2 cu versetul 1. Efeseni 2 cu 1. Voi erați morți în greșelile, Pavel spune asta, și păcatele voastre în care trăiați. Pavel, stai că nu înțeleg. Ori era mort, ori trăiam. Pavel spune așa, voi erați morți cu Duhul în timp ce în păcate trăiați cu trupul și cu sufletul. Poți să spuneți, da, asta au zis Pavel, Iisus nu a spus asta. Matei 8:22. Vină după mine, i-a răspuns Iisus, și lasă morții
Să-și îngroape morți. Doamne, n-am înțeles cum, dar ăla care e mort în sicriu poate să îngroape pe altul care e mort în sicriu. Nu, Iisus spune altceva. Lasă-i pe aia morți cu Duhul să-i îngroape pe aia morți cu trupul. Tu vino după mine. Iubiții mei, vreau să fac o afirmație riscantă, dar biblică. Că cineva mi-a scris, domnul pastor, te ascult pe internet, dar să nu cumva să-ți imaginez că îmi schimb credința în care m-am născut. Deci nu mă te ascult, dar nu-mi schimb credința. Și am spus, nu ne naștem în credință, ne naștem în păcat. În păcat m-a zămislit mama mea. Am o întrebare, care dintre voi v-ați învățat copiii să mintă? Eu nu i-am învățat. Dar din fire copilul minte. Din fire spune, dar nu-i o tati el. Iubiții mei, orice copil din lumea asta când se naște, se naște cu Duhul mort. De ce? Păcatul adamic se transmite prin bărbat din generație în generație. Și noi ne naștem cu Duhul mort. Și acum o afirmație frumoasă, singurul care s-a născut în toată omenirea cu Duhul viu a fost Iisus. De ce? Maria a rămas însărcinată nu de la Iosif, de la Duhul Sfânt. Nu poți să spui că Iisus mințea la 3 ani și apoi a murit pentru noi. Nu, nu. Iisus a trăit o viață întreagă fără păcat. El s-a născut cu Duhul viu și pentru că e singurul care s-a născut cu Duhul viu, ne poate învia și pe noi. Și acum înțelegem ce înseamnă nașterea din nou. Învierea Duhului. Și unii dintre voi în seara asta când veți merge acasă veți spune, mai nu știu, am simțit ceva, azi ce n-am simțit niciodată. Vă spun ce a simțit. Cuvântul împreună cu Duhul Sfânt or acționat în ființa dumneavoastră și Duhul ăla mort, că trăia în păcat ani de zile, o auzi pentru prima dată vocea lui Dumnezeu. Și parcă ceva s-a scuturat, parcă ceva s-a întâmplat acolo. Și zici, mă mai duc la ăștia. Știi că nu la noi ai venit, ai venit la Domnul. Și spune tata din pildă, era mort și a înviat. Când vii acasă, când vii la Dumnezeu, când vii în prezența cuvântului, tu învii. Dar mai spun ceva. Că o să întrebe cineva din sală, frate Cristi, eu am 20 de ani de penticostalism, dar nu știu dacă am Duhul viu sau mort. Eu am întâlnit oameni cu 40 de ani de biserică care n-aveau nașterea din nou. Nu spun religia, că în fiecare religie se poate întâmpla asta. De unde știu dacă ești născut din nou sau nu? Iubiții mei, condiția esențială pentru a intra în cer este nașterea din nou. Pune-te rog din nou, Ioan 3:5. Nu botezul! Botezul vine după nașterea din nou. Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă nașterea din nou? Am auzit cuvântul, l-am lăsat pe Duhul Sfânt să lucreze, mă întorc de la porci, de la păcat, de la vicii, mă pocăiesc, adică îmi pare rău de păcat, îmi plâng păcatele și mă las de ele și de astăzi trăiesc cu Dumnezeu. Dacă am luat decizia asta și n-apuc să fac botezul pentru că mor mâine, eu mă duc în cer ca tâlharul. Dar dacă nu stau pe cruce sau nu mă iau un cancer în câteva ore sau un accident afară și pot să fac botezul, vin în fața unei biserici și spun m-am născut din nou și vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Și mai spun ceva și mai apropii de încheiere. Iubiții mei, ați auzit tineri care spun către mama așa, mami, taci din gură, eu fac ce-mi place. Pastore, nu te băga în viața mea, că e viața mea. Eu am auzit cu gura mea și mie mi s-a spus asta. Asta e unul din semnele că nu-i născut din nou omul acela. Și atunci el are doar două dimensiuni, suflet și trup. Sentimente, rațiune și voință. Fac ce vreau! Ei bine, în ziua când omul se naște din nou, lângă el învie Duhul. Unde scrie? Ioan 3:6. Orice este născut din carne este nașterea fizică, dar mai este o naștere. Ce este născut din Duhul Sfânt este Duh cu D mic, adică Duhul tău de azi e viu. Și mergi acasă și vezi, pui mâna pe țigară și Duhul Sfânt și Biblia și Duhul din tine spune, de azi nu mai poți.
că lucrul ăsta îl întristează pe Domnul. Vrei să minți și nu mă auzi o voce? Nu minți. Vrei să furi și nu mă auzi o voce? Nu fura. Am o întrebare. Credeți că sufletul vechi din nou, sentimentele vechi, rațiunea veche, mintea veche, e bucuroasă că Duhul o învia lângă noi? Iubiții mei, am primit pe telefonul ăsta zeci sute, poate frații de aici, frate Nicu, cu mai multe experiențe, poate mai multe, cu ou și cu oțet, înjurături, blesteme. Și am vrut eu să mă pun să scriu și am auzit o voce, nu răspunde. Roagă-te pentru el. Nu vreau să vă spun că până nu eram născut de nou, așa răspundeam. Dar Biblia spune, ferice va fi de voi când oamenii vă vor bajocori, vor spune lucrurile și neadevărate. Iubiții mei, până în ziua, de fapt asta înseamnă și sfințire, până în ziua morții, Duhul Sfânt cu D mare, cuvântul și cu Duhul din noi au un singur lucru de făcut pe lângă slujire. Știți care? Să transforme sufletul nostru vechi într-unul nou. Pentru că atunci când murim, trupul merge în pământ și Duhul cu dă mic și sufletul nostru merg la Dumnezeu. De aceea, cel care minte până în ziua morții, fură până în ziua morții, înșală până în ziua morții, orice păcat și nu a avut nașterea din nou, el merge în lucrul ăsta la Dumnezeu, în felul ăsta la Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, pentru păcate se plătește. N-ai vrut să plătesc eu la cruce, deși ți-am făcut oferta asta, va trebui să mergi tu să plătești. Iubiții mei, sfințirea nu înseamnă altceva decât creșterea Duhului din nou, din noi și controlul sufletului nostru. Și acum o să mă întrebați, dar de unde știu dacă am nașterea din nou? Eu vreau să vă întreb mai simplu, de unde știu dacă un om e viu? În primul rând, omul viu, soția mea când a născut acum 4 luni de zile, nu s-a rezumat doar la că a născut. Omul viu mănâncă. Iubiții mei, nu vă întreb ce religie aveți, vreau să vă spun doar așa, dacă în seara asta are loc nașterea din nou sau dacă spuneți că sunteți născuți din nou, la fel cum trupul mănâncă și sufletul trebuie să mănânce. De fapt, când tu mănânci din cuvântul lui Dumnezeu, Duhul capătă putere asupra sufletului tău. Și când sufletul tău vrea să răbufnească, să se mânie, Duhul spune, ce ai citit în Biblie astăzi? Nu vă mâniați, fiți răbdători, și așa mai departe. Apoi, omul viu mai face ceva, pe lângă că mănâncă, ce mai face? Respiră! Rugăciunea este respirația sufletului. Iubiții mei, un om născut din nou nu se pune în pat seara fără să se pună pe genunchi. Să vorbească cu tata. Să mulțumească că Dumnezeu l-a ocrotit. Amin? Nu plec de acasă dimineața, nu mă scol din pat și mă duc de la bucătărie. În genunchi și spun, Doamne, îți mulțumesc pentru un cozi de har. Pentru un cozi cadou. Vreau și azi să fac voia ta și te rog astăzi dacă mai este ceva în sufletul meu unde sunt greșeli, sunt păcate, că sunt în firea asta pământească, dăm lumină ca prin Duhul Sfânt și prin cuvânt să poți să rezolvi și problema asta. Urmăriți cu toții pacea și creșterea Duhului, sfințirea, transformarea firii vechi. O zice cineva că firea pământească e carnea și i-am zis, măi, nu-i carnea, că carnea nu poate să facă nimic fără comenzi. Eu nu pot să arăt așa la cineva decât dacă creierul, sufletul, sentimentele, rațiunea dă comandă la mușchi care nu face nimic singură. De aceea, astăzi, nu trebuie să mergi să-ți tai mâna. Să zici, mă, nu mai fac așa la nimeni, mă duc să-mi tai mâna la circular. Nu trebuie. Trebuie doar să lași pe Duhul Sfânt, pe cuvânt, să pună mâna pe sufletul tău. Să te transforme. Și o să vezi cum în loc să dai cu piatra, o să dai cu un sandwich. O să vezi cum în loc să înțapi, pui și ață la ac și faci o haină. Doamne, ajută-ne la asta. Închei cu o poezie frumoasă care are mare legătură cu pilda aceasta. Și poezia spune, cât mai stă în prag un tată, așteptându-și fiul dus, tot mai e înapoi o cale de la plâns și de la jale până la crucea lui Iisus.
Cât mai spune rugăciune un moșneac pentru un hoinar, tot mai este o speranță, de la roșcovă și streamță până la brațele cu har. Cât mai plânge sub măhramă o măicuță după un fiu, tot mai este o cărare înspre dulcea împăcare și încă nu e prea târziu. Cât mai este o rugăciune mișlocind la porți de har pentru fiul ce suspină, tot mai este o lumină și încă nu e în zadar. Și ultima strofă, cât e candela aprinsă, în căsuța așa din crâng, vină o fiu pierdut acasă, că te așteaptă toți la masă și de dorul tău, toți plâng. Oare este cineva în seara aceasta care vrea să vină acasă? Oare noi care suntem acasă, suntem gata să-i primim? Că fiul din pildă a zis, cu ăsta? Fiul cel mare era acasă, dar nu era în casă. Eu vreau astăzi să fiu acasă, dar să intru și în casă, că acolo e sărbătoarea. Vreau să ne rugăm, iubiții mei, acum la final, pentru oricare familie de aici, care aveți pe cineva la Roșcove, la Zdrențe. După ce am venit de la bărbatul ăsta cu picioarele tăiate, am ajuns acasă și mi-am strâns toți copiii lângă mine și le-am spus istoria acestui om. Și le-am spus, poți să fii pocăit cu două picioare tăiate. Poți să fii pocăit, cum am un prieten, cu 13 șuruburi. Poți să fii pocăit după ce Dumnezeu dă cu tine de pământ. Că dacă o mamă sau un tată se roagă, nu scapi. Mama acestui băiat pe nume David, de care v-am zis cu picioarele tăiate, îi înmormânt. Dar să știți că gropare când acoperă un om, nu poate să acopere decât trupul. Rugăciunile rămân. Și Dumnezeu ia în analiză dosarul și vreau să ne rugăm în seara aceasta pentru toți fiii risipitori. Avem și noi la Deva. I-am băgat în apă, ne-au spus că sunt născuți din nou, i-am crezut pe cuvânt, însă au plecat înapoi la Roșcove. Aș vrea să ne rugăm în această seară pentru toți prietenii prezenți aici. Aceasta este Evanghelia. Aceasta e povestea ta și povestea mea. Un tată pe care în Vechiul Testament l-am găsit un tată al dreptății. Dar în Noul Testament l-am găsit plin de milă. Însă când închidem ochii și murim, vine judecata. Și dacă n-ai avut parte de mila lui Dumnezeu aici, să răspunzi milei lui, nu-ți mai rămâne decât să răspunzi dreptății lui. Vreau să ne rugăm pentru toți prietenii prezenți. Să nu mai închei încă o zi fără tată. Nu-i frumos la Roșcove, nu-i frumos în gunoaie, nu-i frumos la porci. E frumos acasă. Amin? Și apoi să ne rugăm pentru întreaga biserică. Să fim gata să întindem mâna. Să fim gata mergând în Timișoara la Politehnică, la Vest, în spital, în piață. Să ne deschide Dumnezeu ochii, să vedem care mai sunt fiii dragitori și să le spunem, tata te așteaptă, Dumnezeu te iubește, amin? Haideți să ridicăm în picioare în acest sens, să ne rugăm și la final să mulțumim Domnului pentru că a fost prezent, amin? Ne rugăm împreună.